Bine v-am regăsit! Suntem din nou la Lumea nu este cum crezi. Credeți că reclamele încearcă să ne convingă de ceva folosindu-se de logică? Din păcate, de multe ori lucrurile stau exact invers. Reclamele încearcă să ne facă să cumpărăm ceva sau să utilizăm ceva folosind intenționat aberații logice și sofisme. Să vedem câteva. O metodă prin care reclamele încearcă să ne manipuleze, pe care eu o numesc metoda limitei inversate, este următoarea. Când ar fi în avantajul nostru ca o anumită mărime să aibă o valoare cât mai mare, atunci ni se comunică doar limita superioară, iar când ar fi în avantajul nostru ca valoarea să fie cât mai mică, atunci ni se comunică doar limita inferioară. Cu alte cuvinte, dacă există două limite și de obicei există și pe noi ne interesează una dintre ele, atunci reclama ne-o comunică pe cealaltă. De pildă, acest produs dezinfectant omoară până la 99,99% din bacterii. Ce am aflat de aici? Nimic. Pentru că produsul dezinfectant respectiv se încadrează în afirmația din reclamă, chiar dacă omoară doar 50% din bacterii, nu? 50% este acolo la până la 99,99%. De fapt, produsul se încadrează în afirmație chiar dacă nu omoară nicio bacterie, pentru că și 0 este acolo până la 99,99%. Alteori, în schimb, vedem reclame de genul: aici găsiți cămăși de la 20 de lei. Asta din nou nu înseamnă nimic, pentru că o cămașă se încadrează în afirmația respectivă și dacă costă 1000 de lei. 1000 de lei este de la 20 în sus. Metoda despre care am vorbit este foarte des întâlnită, de aceea am menționat-o prima și voi face o comparație care o arată într-o lumină mai clară. Este ca și când un bazin de apă dintr-un strand are adâncimea de la 30 de centimetri până la 3 metri. La un capăt 30 de centimetri, la celălalt capăt 3 metri. Și dacă dă cineva telefon și întreabă se poate înota în bazinul dumneavoastră, îi se spune sigur că da. Adâncimea maximă a bazinului este de 3 metri. Iar dacă dă cineva telefon care vrea să știe dacă copiii sunt în siguranță în bazinul respectiv, îi se spune da, sunt în siguranță, pentru că adâncimea începe de la 30 de centimetri. Altă metodă este cea a comparațiilor fără termen de comparație. De exemplu, se poate auzi de multe ori ceva asemănător cu: acest detergent este de 3 ori mai puternic și atât. Nu există termenul de comparație. Este mai puternic decât ce? Decât eventual care alt detergent. Așa că, din nou, această afirmație nu înseamnă nimic. Și eu pot să vă spun că acest material video este de 3 ori mai interesant. Poate chiar de 3 ori și jumătate. Și așa ajungem la o altă eroare folosită în reclame, care de data asta are legătură cu fizica. Este vorba despre comparații numerice între lucruri care nu pot fi comparate numeric. În fizică avem foarte multe așa numite mărimi fizice. O mărime fizică este o proprietate a unui corp, de fapt nu doar a unui corp, dar nu vreau să complic lucrurile, este o proprietate care poate fi comparată numeric. Asta înseamnă poate fi măsurată. De pildă, lungimea. Putem compara numeric lungimea unui creion cu lungimea unui perete. Dacă le măsurăm pe amândouă și facem calculul, putem spune peretele are lungimea de 48 de ori mai mare decât creionul. Comparația are sens, deoarece pot măsura cele două lungimi și v-am spus că de fapt asta înseamnă a măsura, a compara numeric. Dar nu toate proprietățile pot fi măsurate. Nu orice proprietate este o mărime fizică. Deci nu orice proprietăți pot fi comparate numeric. De pildă, afirmația, această frunză este de
2,3 ori mai verde decât acest tricou, n-are niciun sens. Ba chiar dacă am auzit pe cineva făcând serios o astfel de afirmație, am cam cădea pe gânduri. Reclamele, în schimb, nu se sfiesc să compare orice cu orice și să măsoare orice. De pildă, părul tău va deveni cu 80% mai strălucitor dacă folosești acest șampon. Dar există o metodă pentru a măsura strălucirea părului? Eu n-am auzit. Azi mâine vom auzi că dacă folosești un medicament antidepresiv, vei deveni de 3,2 ori mai vesel. Sau că dacă îți faci o anumită operație estetică, vei deveni cu 47% mai frumoasă. Alte două erori intenționate de logică mult folosite în reclame sunt apelul la majoritate și apelul la falsa autoritate. Din punct de vedere logic, pentru stabilirea adevărului unei afirmații, n-are nicio importanță nici numărul celor care cred că afirmația respectivă este adevărată și nici popularitatea cuiva care crede acest lucru. Am vorbit despre asta în materialul Logica strâmbă, pe care, dacă nu l-ați văzut, vă invit să-l urmăriți, găsiți linkul în descriere. Multe reclame spun ceva de genul următor. 4 din 5 români folosesc acest produs sau 5 din 6 români sunt de părere că și așa mai departe. Întâi trebuie să vă spun că de obicei aceste afirmații nu se bazează pe vreun sondaj, deci nu se bazează pe nimic, sunt vorbe goale. Dar chiar dacă ar fi adevărat, părerea majorității este de obicei greșită. Să vă explic de ce. Așa cum am arătat și în clipul Logica strâmbă, dacă facem un sondaj cu întrebarea, de pildă, care piesă muzicală este mai bună, Sonata Lunii a lui Beethoven sau Macarena, atunci rezultatul va fi ceva de genul următor. 99 din 100 de români sunt de părere că Macarena este net superioară Sonatei Lunii. Dar înseamnă oare asta că așa e? Nu, deoarece specialiștii sunt cei care trebuie să ne spună ce valoare are ceva sau care este valoarea de adevăr a unei afirmații din domeniul în care ei sunt specialiști. Părerea majorității este de obicei greșită, pentru că de obicei majoritatea nu se pricepe la lucrul respectiv. Specialiștii reprezintă o minoritate. Și atunci, faptul că reclama spune că 4 din 5 români cred asta sau cealaltă, n-are nicio relevanță. Același lucru este valabil când se face apel la falsa autoritate. Unele reclame ne arată că un foarte cunoscut sportiv, actor sau alte persoane cu statut de vedetă folosesc, de pildă, un anumit aparat casnic sau beau o anumită marcă de cafea și așa mai departe. Dar părerea persoanelor respective nu are nicio valoare dacă nu se pricep la acel lucru. Cât despre preferințele lor gustative, de pildă legate de cafea, de ce ar trebui să am și eu aceleași preferințe? Doar pentru că cel care face reclama este o persoană foarte cunoscută? Unde e logica aici? O tehnică de manipulare foarte puternică și foarte mult folosită în reclame este analogia falsă. Întâi trebuie să vă spun că această tehnică nu este folosită doar în reclame. De foarte multe ori, atunci când cineva nu are argumente logice, recurge la această metodă pseudo-logică de argumentare, de obicei prin intermediul comparațiilor. Multă lume crede, din păcate, că dacă o comparație sună bine, sună frumos, sau pare inteligentă sau de bun simț, atunci concluzia comparației trebuie să fie adevărată. Problema este însă că prin comparații putem demonstra în ghilimele, orice, putem demonstra ce vrem. Să vă dau un exemplu.
Cineva poate spune, tot așa cum o floare are nevoie de soare, și omul are nevoie de iubire. Foarte frumos, nu? Și într-un fel poetic, adevărat. Dar dacă schimbăm termenul de comparație, dacă spunem, tot așa cum cârtița n-are nevoie de soare, nici omul n-are nevoie de iubire. E și concluzia asta adevărată? Păi nu pot fi adevărate amândouă, nu? Gândiți-vă de câte ori ați auzit comparații în urma cărora se trage o concluzie. Dar acest mod de gândire n-are nicio legătură cu logica, pentru că, repet, prin comparații putem demonstra, în ghilimele, ce vrem. Putem demonstra orice. Și acest lucru este adevărat pentru că în astfel de comparații facem analogii false. Pentru că floarea e floare, cârtița e cârtiță, omul e om, nu ne putem compara cum vrem și în orice privință. Reclamele se folosesc de analogii false într-un mod mai subtil. Nu se face o comparație prin cuvinte, ci prin imagini. De pildă, ni se prezintă o familie foarte fericită care are un câine și relația minunată dintre membrii familiei și dintre copii și câine și așa mai departe. Toate imaginile arată armonia și iubirea care leagă familia respectivă. Iar în ultimele imagini ale reclamei, familia și câinele urcă fericiți într-un automobil de o anumită marcă care este foarte vizibilă. Reclama sugerează că armonia și fericirea familiei respective are o legătură cu marca automobilului pe care îl folosește familia respectivă. Ceea ce, evident, nu e adevărat. Încă nu s-a inventat și nu cred că se va inventa vreodată automobilul care aduce iubire, pace și armonie în familie. În final, vreau să vă mai arăt, pe scurt, câteva tehnici legate de pseudo-logică pe care le folosesc reclamele, care sunt atât de absurde de multe ori, încât au efecte de-a dreptul comice. De pildă, ceea ce eu numesc amănuntul nesemnificativ. Uneori, reclamele ne dau anumite specificații în legătură cu un aparat, un produs sau un serviciu, care n-au nicio legătură cu performanțele sau calitățile care ne interesează despre lucrul respectiv, dar sună bine sau sună interesant. De pildă, mi se spune că tabletele de masticat contra tusei, marca Cutare, se găsesc acum și în varianta cu gust de portocale. Când tușești atât de mult încât ai nevoie de medicamente, te interesează gustul medicamentului? Chiar dacă medicul îți recomandă altceva, tu vei alege aceste tablete pentru că au gust de portocale? Sper că nu. Și apoi, asta e tot ce ai de spus despre acele tablete, că au gust de portocală? Dacă e vorba despre un medicament, ceea ce ne interesează este efectul medicamentului și nu gustul lui, pentru că nu vorbim despre o mâncare. Sau o metodă pe care o numesc mai mult înseamnă mai bine, care se aplică tot în cazul reclamelor la medicamente. Reclama, de pildă, spune că există o nouă formă de prezentare a unui medicament mai vechi și ne spune că acum conține o doză dublă. Păi, dacă doza dublă e doza corectă, atunci de ce nu s-a făcut de la început așa? Sau dacă cu cât luăm mai mult, cu atât e mai bine, atunci de ce nu se vinde la kilogram? În fine, uneori reclama ne arată un produs vechi, dar care se vinde într-un alt ambalaj acum, într-un ambalaj nou. Se pare că ar trebui să cumpărăm produsul respectiv doar pentru că și-a schimbat ambalajul, pentru că ambalajul este nou și frumos. Ce să zic? Cei care își cumpără sau nu ceva în funcție de ambalaj merită să vadă cât mai multe astfel de reclame. Încă ceva, există și reclame inteligente și de bun gust. Reclame care nu recurg la logică strâmbă pentru a manipula preferințele oamenilor. Dar, din păcate, sunt puține. Iar ceea ce e mai trist este faptul că
sunt mai puțin apreciate decât cele despre care v-am vorbit. Se pare că ne place să fim păcăliți. Dacă ați crezut că reclamele încearcă să vă convingă de ceva prin argumente logice, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!